Înainte de a da citire ordinei de zi, supune spre aprobare procesul verbal din ședința anterioară din 11.04.2019. Cine este pentru? Împotrivă, abține? Vă mulțumesc. Ia altă sumă mea. Acum dau citire ordinei de zi. Proiectul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, mai iunie, iulie. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu și structurilor subordonate Consiliului Local Helegiu pentru anul 2019. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de bază pentru anul 2019. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIC Bacău. Și 5. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului, cereri, întrebări diverse. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 1. Alegerea președintelui de ședință. Așa, la proiectul numărul 2. Privind aprobarea organigramei și a statului de funcție la aparatului de specialitate al primarului comunei Helegiu și structurilor subordonate Consiliului Local Helegiu pentru anul 2019. Prin adresa instituției prefectului numărul 1125 din 30 din 29 martie, pentru că cam 18 de ani trecut, din 18 aprilie 2019, mi se comunică numărul maxim de posturi pe unitatea administrativ-teritorială, respectiv 39 de posturi conform anexei 1 din ordonanța guvernului numărul 63 și 7 posturi aferente poliției locale. Anul acesta nu a fost supus aprobării organigramă și statul de funcții. Primarul propune câteva modificări în structură, dar nu modificări de natură să fim obligați să solicităm avizul ANPP-ului. Noi am făcut o adresă și am primit răspunsul de la ANPP că modificările propuse nu au nevoie de avizul... De avizul ANPP. Una din modificări presupune transformarea unei funcții de natură contractuală într-o funcție publică. Legea, articolul 111 din legea 188 a statutului funcționarului public stabilește că dacă în instituție, în statele de funcții, există posturi de natură contractuală care presupun exercitarea unor atribuții prevăzute de articolul 2 din lege, respectiv acelea care presupun prerogative de funcție publică, sau dacă 70% din atribuțiile unui post presupun exercitarea prerogativelor de funcție publică, persoanele care ocupă aceste funcții se stabilesc în funcții publice. Deci se transformă din funcție contractuală în funcție publică. Avem un asemenea post în cadrul compartimentului Secretariat Relații Publice Arhivă. Se face transformarea din funcție în funcție de vechimea în specialitatea studiilor, din funcție inspector, funcție contractuală, inspector, grad profesional, asistent, funcție publică. Am găsit și adresa de la ANPP, în care spune, mă rog, potrivit prevederilor articolului 107 din legea 88, agenția acordă aviz pentru funcțiile publice în următoare
în urma solicitării autorităților publice pentru următoarele situații. Stabilirea sau modificarea structurii de funcții publice pentru fiecare autoritate și instituție publică în parte de către conducătorul acesteia, ori prin hotărârea Consiliului Județean sau după caz a Consiliului Local, în baza activităților prevăzute de articolul 2 aliniatul 3 din legea 88. Reorganizarea activității autorității sau instituției publice. Analizând documentația tehnică, s-a constatat că nu sunt modificări în structura de funcții publice, incidente prevederilor mai sus menționate, astfel că nu se impune emiterea unui aviz pentru funcțiile publice. Deci putem stabili aceste funcții publice pentru care se solicită transformarea doar în cadrul Consiliului Local, cu obligația de a informa ulterior agenția despre aceste modificări. Și nu ne trebuie aviz. Noi l-am solicitat și ne-au spus că nu este necesar avizul așa. Următoarea, deci prima modificare este în cadrul compartimentului secretariat relației cu publice, iar celelalte două modificări presupun transformarea unor funcții în cadrul biroului financiar, contabilitate, taxe și impozite. O poziția numărul 7 din statul de funcții se transformă din funcție publică de execuție vacantă clasa 3 referent în funcție publică de execuție clasa 1 grad profesional asistent. Iar următoarea transformare este în cadrul compartimentului agricol și cadastru, din funcție publică clasa 1 grad profesional superior în funcție publică grad profesional debutant. Noi am scos la concurs acest post și nu s-a prezentat nimeni care să împlinească condițiile de vecine. Deci am scos de 3 ori până acum și nu avem nimeni. Și atunci am pus condiții de vechime mai minime ca să putem ocupa, pentru că găsim pe cineva, da. Acestea sunt modificările, deci nu se modifică cu structura, doar natura postului. Fișele post rămân neschimbate, practic. Mai sunt discuții? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 3. De hotărâre privind aprobarea planului de bază pentru anul 2019. Conform legii 303, privind faza obiectivelor, bunurilor și valorilor, faza se organizează și se efectuează potrivit planului de bază, întocmit de unitate ale cărui bunuri sau valori se păzesc. Paza și protecția se realizează prin forțe și mijloace militare sau civile, de către instituțiile specializate ale autorității administrației publice sau în regim privat, de către proprietari sau deținătorii obiectivelor bunuri sau valori. În cadrul acestui plan se regăsesc instituțiile asupra cărora se va exercita paza, respectiv Primăria Comunei Helechiu și școlile din, din comună. Paza se realizează prin personal propriu, poliție locală, respectiv ochiști din școli și ați citit documentația, da? Cam asta este. Discuții? Da, aici la baza școlilor ar trebui introdus neapărat un sistem de supraveghere video, mai ales la Drăgucești fac referire, că e în ori au fost probleme, domnul viceprimar știe dânsul, adică abuzuri pe acolo, uși forțate, pod spart și tot așa mai departe. Și să măturăm treburile astea, cine, nu știu ce, adică să ne scărpinăm cu mâna de la spate, simplu și o supraveghere de acces, acolo sunt doar două căi de acces în curtea școlii, adică de la drumul principal și mai este unul pe uliță și în special intrarea în școală, iarăși sunt două intrări. Deci undeva cu un sistem simplu de vreo maxim 6 camere, cred că am avea o supraveghere video foarte bună și atunci vom înlădura acele probleme și de distrugere și de tot ce... Bine, deci, tot sistemul școli, da, vorbim acolo, că acolo au fost mai multe probleme create în ultima perioadă. Luăm în calcul și lucrul ăsta și... Punem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, ADIC, Bacău. În adresa 315 din 15-15-2019 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, s-a comunicat că pentru unitățile administrative teritoriale care nu au investiții în infrastructura realizate prin ADIC, cotizația anuală este de 100 de lei pe an. Întrucât în cadrul autorității teritoriale din regiune nu au fost investiții realizate prin ADIC, noi nu suntem prinși în master planul 2015-2020, cred că, cotizația rămâne 100 de lei anuală. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și 5 proiecte curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cere întrebări? Domnul viceprimar, este o mare problemă cu apa de la școală, de la centru de zi. Apa aia miroase, este dispensar acolo, nu se poate folosi. Am constatat lucrul ăsta când a fost alegerile duminică. Vă rog frumos să luați măsuri. S-a mai propus acest lucru și în președinția anterioară, însă lucrurile nu s-au schimbat. A scos o firmă de la instalații, dar nu știu de ce nu au reușit. Cred că trebuie schimbat de tot boilerul la mare. A stat o perioadă nefolosit, au scos. Ținând cont de faptul că distanța acolo, vă rog să luați măsuri. Și asfaltul de la Brătila. Suntem la jumătatea verii aproape. Ați promis anul trecut, anul ăsta din nou s-a prins în buget. Când începeți lucrările? Sau chiar și ieri s-a discutat, adică avem un primar cu constructorul, suntem la faza la care el ne amână că sunt din cauza ploilor, din cauza n-are efectiv timpul necesar ca să-l facă. Concret, credeți că începe anul acesta prevederea plecarea de asfaltului? Vor și termina. Dar anul ăsta doar se va plomba, ca să ne înțelegem. Doar se va plomba la ordinea. Găurile. Era vorba că se toarnă un covor de asfalt, nu? Sau n-am înțeles foarte bine? Nu. Găurile se vor face. Se va face podul acolo la Cristea, la deal. Da. Așa, până la pod acolo. Și după aceea să se prinde la anul covor de la cap la coadă. Pentru că nu-l încadrăm cu banii. Am înțeles, mulțumesc. Da. În ședința următoare vă reamintesc dacă vă luați măsuri. În fiecare zi. Da, mă, pentru că s-a degradat de tot. Și pierdem. Adică... Agenția nu știu cum s-a cinț o cu deschidul la vreodată. S-a dat la principală. Cu ce era? Cu frigul. S-a dat principală. S-a modat. Am văzut la partea chiar la unii chiar sunt din stâmpul, din stâmpul, din stâmpul. E eu, da, eu pus... În fine. Poate de la jos, nu știu care e. Da, 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 păi așa okay. A pus unul, da, unul. Nu trebuie să vreau să zic așa, pe partea la moară, cel puțin drumul ăla, noaptea, pentru că e lucrul de lucru. Măcar un pic la moară, ăla, să se facă ceva. Mai trebuie ceva. Nu, ei au reușit de-au pus doar lămpile noi, știți? A pus unul, da, unul, 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 da, unul, dar pe cele vechi nu le-au demontat. De-aia, la un moment dat, vezi și patru, unul. Da, bun, așa, am înțeles. Și atunci când o să le demonteze, pe astea, care sunt, mai pot fi folosite, o să pună și unde lipsesc unde să văd cum e la moară sau mai este adică chiar aici. Adică urița aici am luată bez, nu se mărbina, măcar să văd. Bez de aici, de la pot până la prima casă, până la... Așa, pot, următoarea problemă, la Drăgucești, acolo la Pisec deja. Mai rând după ploile astea, asfaltul s-o degradat să fie luat, pentru că nu s-o luat nicio măsură și s-o mai avut în discuții treaba asta să se facă un șans pe partea de altă. La Drăgugești... Ce? În chestia dacă nu se face, dar o să degradeze total. La Drăgugești s-a apucat de lucru o firmă, a luat legătura cu un proiectant ca să facă
șanțul, să lărgească șanțul, dar pe partea școlii acolo, exact în, pe la Munța Bisericii, până la școală, e destul de îngust șanțul ăla. Și să lărgească și să facă și pe partea aia cealaltă. Păi asta era ideea, să facă și partea aia. Așa. Pe două, era ceva. Și atunci nu o să fie... Nu se face și pe partea aia, mată, atunci strângi drumul și nu mai treci să facă cu biscuiți. Nu, să se poate fi... Să facă cu biscuiți. Cu biscuiți, descoperiți. Da, și atunci o să rezolvăm din partea aia, e vinovat. Drum, șanțul de la noi, care vine pe dealul bisericii, vine pe partea asta. Dar debitul la mare, putea prelua și celălalt șanț. Poate prelua partea celălalt. Și mai ce plâng pe asta. Ăsta face practic din proiectul de frumusețarea centrului era când asta practicală și biserică. Atunci s-a mai făcut discuții că biserică, toată lumea a zis că la fântâna aia, din cauza la fântâna nu s-a mai făcut și nu știu. La fântâna nu mai funcționa. Care fără? Nu, nu, nu. Ba da, așa au fost discuții când i-a zis, domnul, ce nu se face șansă pe partea aia, că lumea au zis că... Tocmai, nu, 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 păi dacă continuăm Nicola până jos, mai ales aici, și ar fost scoate pe tripul la vom. Da, păi să vă faci de la Ați să-mi discutiți, mai scrie cineva? Balastul care a fost umblat de lemn, pe valea din centrul la vale. Acolo, dacă nu se trasează un pic. Și așa, o lată se duce la vale. Deci, la tot se sper la vale a fost pus exact degeaba, dacă nu se trasează un pic. Se trasează... E un strat foarte gros și când se trece cu roțile de acolo, deja totul se duce la vale. Deci, ce-i mult aici v-a plătit la unisul, pe tot drumul ăsta, în jurul meu, dar trebuie să mai fac, am văzut, până a venit, vin ploaia și mai vine ea. Deja nu trează. Păi eu am văzut noi de azi, de la aia de la cință. Am văzut de la drumul național, am văzut că s-a făcut o șanță. E drumul național, că Udo era al drumul național, astăzi a drumul. Da, da, am văzut că avea numai de SNT. Așa. Păi ăia, nu ne dau voie să venim pe marginea drumului și vin. Nu, eu mă găsesc, unde s-a turnat în sus. Și unde s-a turnat în sus de la... Pe la jumătatea drumului lucrează, deja au turnat. Ieri am fost acolo, am vorbit cu un om să le dea voie să tăiem ariel un tei, un prun, să putem să facem șanțul, știți? Vă duce să mă bat la un după ce poate. Și am văzut acolo, voie de fost? Nu, dar e... Ei lucrează, am văzut că deja erau vreo 30 de metri turnați. Și șanțul la ce s-a venit de acolo? S-a fundat totul la canal, la cazan acolo. Dar lasă-mi fundul meniu, pentru că ăla a fost plas acolo. Să zic, tot ceea ce, tot balastul care vine de pe ea și după drumul. Care ziceți? Este acolo, în fața școlii. În fața școlii, da. Șanțul e deja, pământul e plin deasupra, sub la asfalt. Deci e înfundat șanțul. Ăla și-a pus... Plasă la podeț. De la casa parochială? Nu. În fața școlii. În fața școlii. În fața școlii. Mai jos din magazinul meu. Da, dar știu unde, dar nu l-am... Dea grătarul jos și apoi tot. Da, pentru că ăla se tare, așa grătarul nu crește tot. Sau dacă nu se lucrurile. Ei, îți dai seama că acolo e o problemă că vine și la modul pe ulița bisericii și cât lucrează. Nu, că nu are, nu are, dar nu mai are. Bă, dar nu înțeleg cum e asta. De pe ulița aia, de la deal, și de pe ulița vară. Da, de fapt, am două ulițe, da, pe ceea ce crește. Ulițele de acolo sunt. Haideți, domnul Zărnescu. Domnule, să iei urgent la sfânt. Copiii aia o îngureau. Eu punem mama sa, ei n-au lumini, n-au masă, n-au casă. Se iei la casa de copii și duc în drășinul. Una. Al doilea. Balastream de la școală la Brătina. Vineam oameni bătrâni la vătare, trebuia să mă oprească, dar nu putea să mă oprească. De o dreapă trebuie, dar prin 5 ani zic, tot mereu, zic și degeaba. De ce nu putea să cobore? Păi nu putea, nu mai am văzut. Balastream de aia, să țin un om. Mână curentă. Nu pune atunci, nu pune atunci. Nu pune atunci, nu pune atunci. Lasă-mă cu totul, nu pune atunci. Ia se gândește că o să-i vină timpul să botezi de acolo. Da. Nu acum, și acum am zis că îi punem o covoră. Degeaba cărchim noi în părăsă, dacă nu el are un zonă făcută. Anul trecut a venit o firmă și mi-a dat un preț de vreo 3 miliarde și jumătate. Nu vine o firmă în țara asta. Păi nu. Păi nu, dar el are uzura pe el și degeaba că a luat de gura treabă partea ăla. Cu trei firme, dintre care una ne-a făcut un preț. Și n-avem
trebuie să scoată 3 miliarde jumate, ca să să-l facă așa. Păi, dar dacă mai lăsăm așa, s-ar putea să mergem mai rău ca pe drumul de țară. Și mai aveți, mai aveți în, în vedere ceva. Haideți să ne gândim, că alții s-au gândit, și din apropiere și, și din țară, cu gazele. Da. Și nu credeți că e o fabulație care, care o zic eu. Și pentru conducta o avem aproape. Este pe PNDR 2, e program. Trebuie să ne implicăm. Eu sunt cea mai interesat. Dacă... Pentru că, adică, toată lumea știe care e problema. Mai bine cu gaz decât cu lemn acum, la momentul ăsta. Da, pentru mine ar fi mai... Am făcut o dată o precizare, că noi am trebuit să fim de acord cu ei, cu... cu eventual intervenții de lucrare la conducta acolo, când noi puteam forța un pic mâna să ne facă și nouă stație de gaze aici la Ilegiu, că adică noi avem doar bucuria să treacă conducta pe la noi, numai avem ghinionul să nu putem să facă și nouă stație. Așa este, eu știu proiecte care au fost făcute din mult. La care am fost singurul care m-am opus pentru treaba asta și cineva zicea că mă opun contra legii. E tipul Vasilică Pusioc sau... să propusese, să o duc la București, au făcut, bun, dar s-a amorțit. Acum sunt programe. Era un... Dar ai să luăm calcul și contextul din țară, dar s-a descoperit o grămadă de gaz, da? Dar zice că un hostie, stai așa, stai să vedem cum se schimbă puterea. Stai să vedem ce se întâmplă. Dar vorbim cu ceea ce a fost, am zis că nu știu câteva sute. 50% vrea să se folosească în interior, dar să nu dea afară. Dar atunci putea, aveam de unde. Asta era ideea. Bine, aici nu trebuie să schimba noi mentalitatea, e altceva. Se poate face cel mai ușor cu bazinul ăla care e acolo sus, în ce? Luăm apa de acolo de la Mihai. Dar ei tot cu pompe, tot... Și ce e? Pompezi acolo și de acolo vine pe încădere. Dar la drăgăgerul de pompe se lucrurește, nu știu. Băi, noi avem apă la plătila, avem o bazin mare pe tipul lui Ceaușescu, și-l folosește strugul atât am folosește ăla. Păi vorbim de ziua care în ce ești? Ăla renovat, frumos, băgat apă. Înțelegi? Și mult băgat apă la mare. Dar ce să vă lăsă frumos? Da, dar uite și problemul cu apă ea, bă. E vreo ceva cu Bârsănești, știi, nu? Nu știu. Bun. Bârsănești și-o cumpăra teren. Aici forează la marginea gazului și-l vinge apă la gând și nu se vinge problemă. Hai să nu fie răutăcioși, la Brătila sunt izboare... Nu vorbesc de Brătila. Mi-ar satisface... Nu! Nu mă trebuie capurate, în mod corect... Trebuie capturate, da, la noi. Deci, la Brătila, au... La Brătila, să știți, mă, ca Dumnezeu, supărăm, dar ce facem noi la Brătila, nu? Aici, la Brătila, chiar Marian Melinti, o dată, a zis, băi, dacă vreți să... vreți să vorați. N-am avut nicio problemă. Ce zic eu? O pinge la deacu, dacă se pinge de acolo, se facă, leagă din conducta de apă care vine de la deacă. Și la magazin tăiată, împinge tot la deacă. Da, da, mai mai sunt. Avea să ajungi. Și nu te-am primit toată când a dus cu șanțul, mi-ar dă niște izboare. Cam asta vrei? Știu, da, vreau să se pornează acolo, da, dar mi se... Nu, acolo nu știu ce sunt, poate specialiști, nu, știi mai bine, dar zic așa, dar idei, toți la omul să stau degeaba, toți la casă la un gata, o să fie... Acum mai avem, dacă azi chiar ar fi... Da, o limitație. E, trebuie să facă niște diverse. Acum, să realizăm niște... În primul rând, scăpăm numai scoate și la poartă. Mai să discuții? Dacă nu, declar, nu știu, în chestiunea de viață.